Am vrut să uit prima oară această scenă, pentru ca să vă mulțumesc din toată inima, nu numai pentru că a spus succesul memorialului victimelor comunismului această seară extraordinară, ci pentru că ne-a stat posibilitatea, participând la ea, să facem parte, să ne împărtășim din această înfrățire spirituală. Vă felicit din toată inima că sunteți aici, vă mărturisesc că suntem, în numele noastră a colegilor mei, bineînțeles, că suntem fericiți că am fost alături de dumneavoastră și dați-mi voie să folosesc acest prilej ca să vă invit oricând aveți timp, oricând puteți, la micul muzeu pe care le-am deschis în București, pe strada Calderon, numărul 66, care este o reprezentanță a memorialului Sighet. Este un mic rezumat, adică 5 sări în care am reușit să strângem doar așa ca să dăm o idee despre ce este Sighetul celor care nu pot să ajungă până acolo. La 18 și conține, în afară de prezentarea memorialului ca muzeu, ca operă, un rezumat al ideilor pe care le prinde, adică un rezumat al istoriei ultimilor 50 de ani. Și în legătură cu asta și cu asta închei, aș vrea să vă rog, în măsura în care îi cunoașteți preoți care au fost închiși, dar care știu că nu ne-au dat fotografia lor, să ne dea, pentru că, așa cum ați văzut printre pozele care au rulat pe ecran, există galeria foștilor deținuți politici, un lung culoar acoperit de sus până jos, tavan și pereți cu fotografiile celor care au fost închiși în România. Și sunt convinsă că mai există mulți care n-au ajuns, deși au anunțat să ne dea poza. V-am fi recunoscător dacă ați spune mai departe acest lucru. După cum v-am fi recunoscător dacă cunoașteți fost deținuți politici care n-au venit să își povestească istoria și viața pentru a rămâne într-o conservă de memorie pentru generațiile următoare și pentru istoricii generațiilor următoare, deci care nu au fost încă înregistrați de istoria orală care funcționează la noi, să ne caute și să ne găsească. Vă mulțumesc din toate inima.